Actorul George Mihaiță s-a ales cu dosar penal după ce s a urcat băut la volan și a provocat un accident pe bulevardul Basarabia din București. Cunoscutul actor în vârstă de 72 de ani a intrat cu mașina într-un autovehicul care staționa în refugiul unei stații de tramvai. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în accident, dar ambele mașini au fost avariate. În urma testării, agenții de la rutier au constatat că George Mihaiță avea o alcoolemie de 1,05 mg la litru în aerul expirat și l-au condus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltare de probe biologice. George Mihaiță este directorul Teatrului de Comedie din București. În decembrie 2002 a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler pentru devotamentul și harul artistic pus în slujba teatrului românesc.